Bună ziua, dragi prieteni! Momentul adevărului. Am aici două plante de roșii care au fost tratate și crescute cu toate tratamentele pe care vi le-am arătat în clipurile anterioare. Exact în aceleași condiții. În același pământ am alte două plante care nu au fost tratate cu nimic deosebit. Uitați-vă numai cât sunt de subțiri, flori, încă nici nu au făcut roșii, nu sunt viguroase față de aceștia care au suportat toate tratamentele naturiste. Uitați-vă numai ce tulpină groasă, roșiile sunt deja foarte mari și aici și aici. Și acum un ultim element. Să știți că aveți un îngrășământ natural chiar în curtea dumneavoastră, în grădina dumneavoastră. În această găletușă de 5 litri, tot pentru modul experimental, am pus acum 3 zile apă și toate buruienile pe care le-am cules din jurul plantelor le-am pus aici. Am amestecat. Că e trifoi, că e frunză de viță, de urzică, de rostopască, chiar frunze de roșii. Ele s-au macerat. Uitați-vă ce culoare au, ce culoare are apa. Mirosul poate nu este plăcut, dar apa asta este plină de nutrienți. Cu astfel de apă am udat aceste două roșii, care le-ați văzut cum sunt, cele care le-am tratat cu absolut tot ce v-am arătat în clipurile anterioare despre creșterea roșilor, aceștia sunt firave. Deci, aceste roșii au fost udate cu un astfel de îngrășământ natural. Prima dată lăsați 3 zile până când se macerează plantele și udați cu ele plantele. De acum încolo, în fiecare zi, după ce ați udat plantele cu acest, hai să zicem, suc hrănitor pentru plante, umpleți dimineața cu apă și puteți să udați cu ele seara, fără nicio problemă, că deja plantele au început să se macereze, să-și lase nutrienții în apă și devin hrană pentru roșiile dumneavoastră. Nu trebuie să faceți mare efort. Îngrășămintele naturale sunt chiar în curtea dumneavoastră. Naturale, fără compuși chimici, veți obține roșii frumoase, sănătoase, fără chimicale. Marea problemă a legumelor și fructelor pe care le găsiți de multe ori în supermarketuri e că sunt tratate excesiv cu produse chimice contra insectelor, manei, cu îngrășăminte chimice, pe când aceste două plante, cum ați văzut toată vara, au fost tratate natural. Să nu uitați, îngrășămintele chimice nu sunt bune. Pe când așa, obțineți cel mai simplu îngrășământ natural care se găsește în curtea dumneavoastră. Într-un bidon, într-o găleată, puneți plantele pe care le culegeți și vă prisosesc în curte, urzici, trifoi cu patru foi, iarbă, frunză de viță, rostopască, chiar de roșie și cu această apă udați-vă plantele. Cresc frumoase, cresc sănătoase și v-am spus, dacă prima dată veți aștepta 3 zile să înceapă macerarea, pe urmă e nevoie numai dimineața să umpleți recipientul cu apă și sarea puteți să vă udați plantele fără nicio problemă, pentru că plantele deja se macerează. Când s-au macerat și au scăzut, adăugați plante și veți avea toată vara un îngrășământ natural 100%. Să aveți o zi bună, doamnelor și domnilor!